Pe timp de vară, muntele este un adevărat magnet pentru turiști. În această perioadă, numărul celor care se aventurează să străbată traseele montane crește simțitor și este, de cele mai multe ori, din păcate, invers proporțional cu nivelul de pregătire pentru o astfel de activitate în natură. Turiștii sunt avertizați de salvamontiști că pe lângă frumusețe și aer curat, pe munte există și o serie de pericole care pot fi evitate dacă sunt respectate câteva reguli simple. Pericolele pot fi multiple, atâta timp cât omul, turistul care vine la noi în zonă, nu se informează corect și la timp despre ceea ce urmează a parcurge. Sunt trasee pentru oameni mai puțin pregătiți și sunt trasele de abrupt care devin chiar periculoase pentru o altă categorie de turiști care pătrund din greșeală acolo. În momentul în care își doresc să abordeze un traseu, să se informeze foarte bine despre acel traseu, eventuale obstacole, pericole, să se echipeze corespunzător excursiilor pe munte, deci pocanci, pelerină de ploaie, eventual și o lanternă la dumnealor, da, în caz că îi prinde noaptea, și niciodată să nu se gândească că dacă la baza muntelui sau în orașul Brașov este vară, pe munte va fi tot vară. Pe munte vremea se schimbă de la oră la oră, de la minut la minut, deci pot apărea tot felul de situații neplăcute și n-ar fi bine să-i surprindă pe munte. În caz de pericol, situații neplăcute sau urgențe, salvamontiștii sunt primii chemați în ajutor și sunt pregătiți să intervină în orice moment. Dar este bine să evităm pe cât posibil asemenea situații. Deținem toată gama de echipamente de salvare și pentru perioada de iarnă și pentru perioada de vară. Avem absolut tot ce înseamnă dotări, de la utilaje, mașini, ATV-uri, UTV-uri, la snowmobile și achi de intervenție și UT2000 pentru perioada de vară. Și plus de asta avem tot ce înseamnă intervenție și acordare de prim ajutor turiștilor răniți pe munte și de transport până la cei de la Zmurt sau de la ambulanță care îi preiau de la baza muntelui. De asemenea, salvamontiștii fac apel la turiști să respecte natura și animalele sălbatice și să nu lase în urma lor deșeuri menajere. Da, bagajul care îl duc ei pe munte este destul de mare, pentru unii, nu pentru toți. Iar dacă l-au folosit sau consumat, pot să aibă o punguță de plastic în care să-l depoziteze, să-l aducă jos la baza muntelui, să găsească undeva să-l depoziteze. Și altfel, muntele, natura rămâne curată. Trebuie să spun că totuși Piatra Creu este un munte mai curat față decât alții, mai sunt puțini responsabili și trebuie să spun și asta pentru că am văzut iarna creasta Pietrii Craiului, este abordată de cunoscători și de turiști cu bună pregătire alpine. Chiar și acolo găsim resturi din gunoiul lor menajer. Deci asta cu tristețe o spun. Așadar, evitați posibilele accidente, informându-vă cu atenție asupra traseelor pe care doriți să le parcurgeți, apelând Dispeceratul Național Salvamont la numărul de telefon 0 Salvamont.